Evenimentele dedicate Sfântului Apostol Andrei continuă în municipiul Galați. Aseară, tradiționalul concert de muzică bisericească și patriotică al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Apostol Andrei a ajuns la cea de-a 26-a ediție. Intitulat Satul, leagănul meu de dor, concertul a fost găzduit de Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos și participanții la evenimentul cultural au vizualizat mai întâi în foaierul Teatrului Gălățean mai multe ateliere de lucru pentru confecționarea de obiecte decorative tradiționale românești realizate de elevii seminariști. În continuare, pe scenă au urcat corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Andrei, corul Zefir, format din elevele secției Patrimoniu Cultural și corurile de copii din cadrul Seminarului Gălățean. Programul propus de elevii seminariști a cuprins piese corale, cântece patriotice și momente de folclor autentic dedicate satului românesc. Elevii seminariști, alături de profesorii lor, s-au pregătit intens și au oferit un spectacol extraordinar gălățenilor într-o sală arhiplină, sala Teatrului Național de Operă și Operetă Nae Leonard din Galați. Niște copii extraordinar de talentați, dornici să se afirme și încă păstrători ai tradițiilor, ceea ce este un lucru de foarte mare importanță pentru tinerii de astăzi. Ei sunt un exemplu adevărat pentru tinerii de astăzi. M-am bucurat să lucrez cu ei, m-am bucurat să lucrez împreună cu părintele arhidiacon Adrian Marin, colegul meu de la seminar, alături de doamnele învățătoare, de conducerea școlii și de părinții care i-au sprijinit, care au venit alături de ei la repetițiile nesfârșite, după program, de după ore. Și, bineînțeles, corul seminarului, o prezență importantă pe scenele gălățene și mult îndrăgită de publicul gălățean. Aflându-ne în pragul sărbătorii Sfântului Andrei, ocrotitorul seminariștilor gălățeni, am avut ocazia să prezentăm un moment din viața bunicilor noștri și de a-i încânta pe cei aflați în sală, de a le împărtăși bucuria noastră, de a retrăi momentele străbunilor noștri. A fost o zi dedicată Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Galațiului și al școlii noastre și mă bucur că am participat la această activitate. În seara aceasta, prin cânt și dansuri, l-am cinstit pe Sfântul Apostol Andrei. Ne bucurăm că am participat la un asemenea eveniment prin număr mare. Ne-am adunat toți aici cu bucurie la serbarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul școlii noastre, Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei. Publicul gălățean a răsplătit tinerii interpreți și pe profesorii lor cu aplauze.